Capitolul 21. Doar cu câteva ore înainte ca Iisus să se ridice din mormânt, oamenii îl brutalizează. Dar în acele chinuri ale crucii, suferința și durerea lui au luat sfârșit. Apoi a înviat din morți. Ce întorsătură! Ce s-a întâmplat apoi? Îți amintești cât de plin de ură era și de mânie? Îți mai amintești cum a pășit afară din mormânt jurând răzbunare? Imediat după înviere a scuipat pe pământ blestemând pe Caiafa și pe Anania. Îți amintești cum a promis că se va răzbuna pe toți chinuitorii săi, pe toți cei care l-au batjocorit, pe toți cei care l-au răstignit? Îți amintești când și-a adunat ucenicii și le-a enumerat toate detaliile judecării sale, fiecare minciună, fiecare mărturie mincinoasă? Îți amintești cuvintele sale pline de amărăciune, cum nu se mai puteau opri vorbind mereu despre ce au făcut acei oameni? Îți mai aduce aminte cuvintele, apoi la un moment dat a venit unul care a pretins că eu aș fi zis că voi distruge templul lui Irod. Vedeți, nu-i adevărat, ei mi-au interpretat cuvintele greșit. Eu nu i-am spus niciodată așa ceva. Și îți dai seama ce zvonuri s-au scos despre mine? Ți-aduce aminte cum a povestit despre robul marelui preot care l-a pălămuit și cât de caustic i-a denunțat pe martorii mincinoși? Mai știi când s-a plâns de condițiile jalnice din închisoare? Îți mai aduce aminte cum striga când arăta că el va fi desfigurat pentru veșnicie ca urmare a rănilor din trupul său? Acum va trebui să trăiesc cu aceste răni grotești în mâinile și picioarele mele și de câte ori le voi vedea, ele îmi vor aminti de răul pe care mi l-au făcut, nu îi voi ierta niciodată. Ai observat că în aproape toate discuțiile ce le-a purtat după înviere, el se referea mereu la cât de rău a fost maltratat pe Golgota. Ai observat resentimentul și amărăciunea care îi măcina sufletul? Nu ți-aduce aminte de astfel de lucruri? Dar ai observat astfel de vorbire la alți creștini care au fost răstigniți de confraților, așa e? Iată particularitatea învierii Domnului tău. Fiind înviat din morți, el nu s-a mai referit nici măcar o dată la evenimentele răstignirii lui. Niciodată. Nici măcar o vorbă. Aceasta este particularitatea tuturor învierilor adevărate. Trecutul este pentru totdeauna dus. Învierea este dincolo de ceea ce este mort. Învierea înseamnă să te ridici din moarte într-un domeniu nou, într-un timp continuu fără sfârșit, unde trecutul nu a avut loc. Dorești o demonstrație a unui ghețiman real, a unei răstigniri ce ți s-a urzit prin ura unor creștini. Totuși, tu ai pus-o în mâna lui Dumnezeu. Acea demonstrație o găsești în atitudinea lui Iisus Hristos după ce a înviat. Fie să găsești și tu același har. Învierea este o demarcație. Tot ce a fost înainte de răstignire nu mai există. Nici nu s-a întâmplat, de fapt, niciodată. Aceasta este esența învierii. Totul după înviere e nou și nu are nicio legătură cu evenimentele din trecut. După înviere, toate lucrurile aparțin unei creații noi. Acea nouă creație nu are relații cu nimic din ceea ce fusese înaintea ei. O creație atât de nouă și o creație veche, atât de anihilată, încât nici nu mai poți să-ți aduci aminte de ea. Ce onoare să fii răstignit! De ce? Pentru că dincolo de răstignire este învierea și acea nouă creație. Tot trecutul s-a evaporat, a dispărut, nu a existat niciodată. Aceasta este învierea. Dar...